Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a Poveștii de Vineri. Sunt scriitorul Petre Crăciun și vă invit să urmărim astăzi o poveste din volumul Povești din Țara Copiilor Fericiți, ilustrat de Anca Smărândache. Iar povestea pe care am ales-o astăzi se numește Petruț și Mătura Vrăjitoare. Da, Mătura Vrăjitoare. Și am să vă arăt și desenul Ancăi Smărândache, cu care începe povestea, unde puteți vedea pe Petruț, că l-are pe o mătură, veți vedea imediat, da? Și undeva se vede și vrăjitoare. Dar să-i dăm drumul, dragii mei. Petruț, fiul cel mic al pădurarului Haralamb, îl însoțise pe tatăl său în acea zi la tăiat de lemn, în pădure. Cum au ajuns într-un luminiș scăldat de razele blânde ale soarelui, Haralamb și-a luat toporul la spinare, spunându-i feciorului său: Fiul meu, eu plec la tăia de lemne în inima pădurii și am să vin când se va însera. Ți-am lăsat mâncare în coș și apă de băut. Să nu-ți fie teamă, pentru că nu vor veni animale sălbatice. Nu mi-e teamă, tătucă, spuse băiatul. Mergi fără grijă, pentru că eu am să-mi construiesc o colibă de nuiele ca să-mi treacă timpul. Pădurarul se bucură foarte mult de cuvintele băiatului și plecă la ale sale. În lipsa lui, copilul început să caute nuiele potrivite pentru coliba pe care promisese că o construiește. Niciodată nu pleca de acasă fără o toporișcă mică făcută de pădurar pe măsura copilului. Cu ajutorul ei pregăti câțiva țăruși mai mari pe care îi așeză drept rezemătoare pentru viitoarea construcție. Când termină, își admiră lucrarea și zâmbi mulțumit de ceea ce ieșise din mâna lui. Era foarte priceput. În jurul prânzului se așeză pe o buturugă mai mare și scoase coșul în care mama lui îi pregătise merindele. Tocmai se pregătea să ducă la gură primul dumicat când auzi un zgomot ciudat care venea de undeva de sus. Când se uită în stânga, se uită în dreapta, nu știa de unde vine, apucă să vadă o femeie bătrână și slabă prăbușindu-se la pământ, dragii mei, lângă o mătură. Vezi, Doamne, înainte de prăbușire, femeia se lovise cu putere de un copac. Petruț se frecă la ochi, nevenindu-i să creadă că dăduse peste o vrăjitoare neatentă care se izbise cu forță de cel mai mare arbore din pădure. Merse cu precauție așa în locul unde căzuse cotoroanța și o găsi vie și nevătămată, frecându-se la cap. Vai de mine, vai de mine, spunea vrăjitoarea, rău m-am lovit la cap, mâncate-ar mama să te mănânce, zise baba. Ia dă-mi o mână de ajutor, că tare mă dor șalele de la lovitura asta și mă doare și capul. Petruț, care era foarte bine crescut, o ajută pe vrăjitoare să se ridice, invitându-o să se așeze pe buturuga unde stătuse el ceva mai înainte. Tu ești vrăjitoare? Întrebă copilul. O vrăjitoare adevărată? Copilaș, zise vrăjitoarea, tu mă cam iei peste o pincă. Sau mi se pare mie? Nu, mătușă. Te întrebam pentru că nu am văzut niciodată o vrăjitoare care să se lovească de copaci. Cum ai reușit? Vrăjitoarea se uită cu niște ochi triști, dar triști, la copilul din fața ei. Ar fi vrut să-și deschidă inima în fața lui, dar parcă îi era rușine. Mie poți să-mi spui adevărul, zise Petruț. Promit că nu mai spun nimănui. Îți dai cuvântul? Dori să se asigure vrăjitoarea. Mi-l dau, sigur că da, spuse copilul. Dar știți cum sunt copiii? Lesne uită de cuvântul dat. Atunci am să spun secretul meu, care este unul îngrozitor. Nu știu dacă ai auzit de mine, dar eu sunt Glănțoaia, cea mai puternică vrăjitoare de prin partea locului. Cred că nu ți este necunoscut numele meu. Ceva am auzit eu, zise Petruț, dar nu știu foarte multe. Oricum să știi, nu erau vorbe de laudă. Îmi imaginez, zise vrăjitoarea. Așa sunt oamenii. Vorbesc vrute și nevrute. Hei, copile,
Mulți ani am înfricoșat lumea cu vrăjile mele și mulți, mulți oameni m-au știut de frică. Dar anii au trecut și am ajuns tare nevolnică. Îmi este milă de tine, zise copilul. Dar spune-mi, rogu-te, cum se manifestă la tine slăbiciunea asta? După cum ai văzut, dragul meu, mătura nu mă mai ascultă și mi se întâmplă uneori să nimeresc cine știe pe unde. Astăzi m-am oprit într-un copac. Acum două zile mi-am adunat oasele mele de vrăjitoare dintr-un lac. Iar mai înainte m-am oprit într-o șură mare. Și de-ar fi numai atât, am început să uit vrăjile, iar vorbele mele încep să nu mai aibă nicio putere. Nici nu știi câte încurcături am făcut. Mi-am transformat câinele, dar să nu mai audă nimeni. Pe lăbuș, pe bietul lăbuș, l-am transformat într-o bufniță. Și nu știu, dragul meu, cum să-l mai aduc la înfățișarea din tâi. Am vrut să opresc ploaia care nu mai contenea și am adus un potop mare, de era să-mi ia casa la vale. Petru se uită mirat, nu-i venea să creadă și spuse, ai făcut tu toate astea? Toate le-ai făcut tu? Întrebă el încurcat, privind-o cu nemărginită milă pe vrăjitoare. Ce situație! Pe toate le-am făcut și încă multe altele de care mi-este rușine să mi le reamintesc. Copile, spuse vrăjitoarea, tu ai sufletul curat și nu-mi porți pică. Spune-mi, ce să fac pentru a înceta toate aceste nenorociri care s-au abătut pe capul meu? Petruț nu simțea niciun resentiment față de vrăjitoare. Nu era frică de ea, nu era supărat pentru câte auzise vorbindu-se despre ea, nici măcar nu dorea să o gonească, nu. În bunătatea lui de copil nevinovat, pentru că așa sunt copiii, așa sunteți și voi, dragii mei, o privea, știți cum, ca pe o bătrână neajutorată. Am să-ți dau o mână de ajutor, zise el, dar mă lași să zbor cu mătura ta. Auziți ce dorință? Mă las să zbor cu mătura ta? Mereu mi-a plăcut să zbor cu o mătură de vrăjitoare pe deasupra copacilor, să mă înalț, să zbor cu o mătură de vrăjitoare. Vrăjitoarea îl privi și spuse, eu îți dau voie, dar nu știu dacă nu cumva este stricată. Ai văzut ce am pățit eu? Petruț nu voia să dea niciun pas înapoi. Pe unde mai găsea el o asemenea ocazie, vă dați seama? Pe ce ori, unde găsești o vrăjitoare? Și poți să îi folosești mătura pentru a zbura? Așa se face că încălecă mătura ca și cum ar fi călărit o pasăre mare, spuse cele câteva vorbe magice învățate de la vrăjitoare. Să nu mă întrebați care sunt acelea, pentru că nu le pot spune așa oricum. Și se ridică, simți că se ridică la pământ, sus, din ce în ce mai sus. Ridică picioarele ca să ajute mătura să se ridice, da? Iar mătura se înălța din ce în ce mai mult. Când se văzu la vreo câțiva metri înălțime, își aminti brusc că nu o întrebase pe vrăjitoare cum se cârmește și mai ales, cum să face, dragii mei, să revii la pământ. Cârmești din coada măturii, strigă vrăjitoarea. Dacă vrei să te ridici, înalți în sus de coadă, iar dacă vrei să cobori, îndrepți coada în jos. Cel puțin, așa mi-amintesc eu. Da, eu așa mi-amintesc. Mă rog, zise clănțoaia destul de confuză. Petruț nu mai asculta. Era în văzduh, unde își dorise toată viața lui și asta făcea toți banii. În câteva clipe era deasupra pădurii. Oare încotro s-o apuce
unde să meargă. Da, îi veni o idee extraordinară. Da, să meargă spre sat. Cârmi de mătură, așa cum învățase, și se lăsă în voia acesteia, pentru că, dragii mei, dacă putea regla direcția, nu putea să regleze și viteza, nu putea să o controleze. Când văzu primele case, începu să chiuie și să fluture din mâna stângă. Da, să fluture din mâna stângă. Să lăsă mai jos apoi pentru a trece chiar pe deasupra casei părintești. Unde? Ce credeți? Mama sa era în ogradă, dând să mănânce orătănilor. Mamă, mamă, uite-mă, sunt aici, în vârful cerului, uite-te la mine! Femeia se uită, mirată, nu știa, așa, și în momentul în care îl văzu pe năzrăvanul de băiat, simți că o ia cu leșin. Petruț, tu ești mamă? Mamă, tu ești Petruț? Se uita în sus la Petruț. Își făcu o cruce mare, mare, mare călugărească, pentru că nu se aștepta la așa ceva. Eu sunt mamă! Uite ce bine zbor cu mătura! Năzdrăvanule! Se sperie maică sa. De unde ai luat pârdalnica aia de mătură? Că doar noi fi furat-o de la vreo vrăjitoare. Ba! Mi-a dat-o de bună voie, zise copilul, învârtindu-se pe deasupra casei. Ia privește, mamă, cât de bine știu să cârmesc. Nu-i așa că semăn cu o pasăre? Coboară imediat că pun bățul pe tine, spuse femeia, continuând să-și facă acele cruci mănăstirești. Doamne Dumnezeule, numai pe cer nu te urcasești. Vino imediat, că altfel urc eu la tine, spuse mama lui Petruț. Vă dați seama? Da. Vreau să o văd și pe asta, spuse popa, da, popa, care tocmai trecea pe uliță. Marie, lasă copilul să se bucure, că nu se știe când mai prinde el ocazia, adăugă părintele, făcându-i și el cu mâna lui Petruț. Hei, Petruț, eu sunt părintele, mă iei și pe mine? Îl întrebă el pe băiat. Foarte interesant. Sfinția ta, răspunse Petruț. Te-aș lua, zău, te-aș lua, dar nu știu dacă mătura asta duce două persoane, zise copilul. Mi-e teamă să nu ne rupem capetele amândoi. Atunci am să zbor și eu când vei coborâ tu, spuse părintele. Doamne, zise mama copilului, Doamne, a nebunit lumea, zise ea, așa ca să nu audă părintele, dacă și popa vrea să zboare cu mătura vrăjitoare. Petruț trecu de casa părinților și se duse spre deal, spre deal, până la ultimele case. Peste tot era aclamat și strigat pe nume de către sătenii care nu mai văzuseră de când erau o asemenea grozăvie. Devenise, fără să-și propună, un adevărat erou al satului său. Pădurarul Haralamb termină treaba și reveni în luminișul unde îl lăsase pe fiul său. Acesta nu era nicăieri. Când o văzu pe vrăjitoare, simți că îi se urcă sângele la cap, gândindu-se la toate cele rele. Nenorocito, dacă i-ai făcut ceva copilului meu, nu mai apuz ziua de mâine. Cât o-i fi tu de vrăjitoare? Păcatele mele, se apără, luăm și o gură de apă, se apără vrăjitoarea. Nu i-am făcut nimic copilului. M-a rugat să-i dau mătura să zboare. Și ce era să fac? Ai văzut, poate, că am o slăbiciune pentru copii. Multe am auzit eu despre tine, zise pădurarul. Nădăjduiesc să nu vorbesc serios cu mătura, că pe aici îți rămân oasele. Nici nu termină ce avea de spus, că se auzi un șuierat care venea de undeva de sus. Pădurarul se uită în văzduh, crezând că este vreo pasăre mare. Când îl văzu pe Petruț, își făcu și el o cruce mare cât toate zilele. Măi copile, vrei să zupi spinarea cu mătura vrăjitoare? Cum de-ai învățat tu să zbori cu așa ceva? Tată, nici nu știi cât de ușor este,
Vrei să încerci? Întrebă băiatul în momentul în care punea piciorul pe pământ. Nici să nu te gândești, zise pădurarul, mulțumit că zborul nu se sfârșise așa cum se temuse el. Cu tine ce este aici? O întrebă el pe vrăjitoare. Săraca de ea, suspină Petruț, și-a pierdut puterile, tată, și este distrusă. Da, este distrusă. Sunt convins de asta, zise ironic Haralamb. Au ajuns oblestemele celor pe care i-a nenorocit. Nu vorbi așa, se apără Plânțoaia. Am făcut și lucruri bune la viața mea. Eu n-am auzit de ele, zise pădurarul. Și acum, ce vrei de la noi? De ce nu te duci la sălașul tău, Clănțoaio? Tată, zise băiatul, poți să te rog ceva? Zise lingușindu-se mănâncă tatăl său. Nădăjduiesc să nu fie ceva în legătură cu vrăjitoarea, spuse Haralamb. Tată, tocmai că are legătură cu ea. Vreau să o luăm acasă la noi. Zise băiatul. Lui Haralamb îi căzut oporul din mână când auzi propunerea băiatului. Se uită la el, trăgând nădejde că acesta glumea. Din păcate, vorbea cât se poate de serios. Fiule, cum să luăm o vrăjitoare la noi în casă? Măi, fiule, pe cum să o luăm? Tată, nu este orice fel de vrăjitoare. Nu, pe cum adică nu este? Tată, este o vrăjitoare pensionară. Nu mai face niciun rău. A uitat toate vrăjile. Mătura nu mai știe să o folosească și a transformat câinele într-o bufniță. Auzi, pe lăbuș, l-a transformat într-o bufniță. Hai să o luăm la noi acasă. Haralamb era peste măsură de încurcat. Numai vrăjitoare nu ținuse acasă. Între noi fie vorba. Bles ne-ar fi zis nu, dar băiatul o ținea bună și bună. Hai să o luăm, tată, hai să o luăm, vrei? Promit eu că nu mai face niciun rău și nici o vrajă. Tanti Clănțoaia, așa este că vei fi cu minte? Am să fiu, maică, am să fiu, ce să fac? Nu mai este vrăjitoria de mine. Vezi, tată, nu ți-am spus că nu o să mai supere pe nimeni. Bine, spuse Haralamb, fie și un lum în cade oaie, dar să te văd eu cum te descurci cu mama ta. Nu vreau să fiu acolo când îi vei spune că i-ai adus vrăjitoare în casă. Pădurarul nu era departe de adevăr. Maria se supără din cale afară când o văzut pe Clănțoaia, despre care auzise și ea tot felul de lucruri, și nu dori în ruptul capului să o primească în casă. Dar Petruț, grișuliu, îi pregăti un culcuș în magazia cu alimente, având grijă să ia în propria sa odaie mătura fermecată, lucru ce mai de preț, mătura fermecată lângă el. Cred că ați înțeles că motivul pentru care dorise să o ia acasă pe vrăjitoare era chiar acea mătură fermecată. Timpul a trecut, iar Maria s-a obișnuit cu prezența vrăjitoarei, că de cu câte nu se obișnuiește omul, da? Mai ales că vrăjitoarea uitase cu desăvârșire de vechile ei îndelemniciri, ajutând-o pe Maria cu ce putea la treburile din gospodărie. Chiar și gura satului obosi la un moment dat să vorbească pe seama Clănțoaiei, oamenii fiind mulțumiți că aceasta nu le mai făcea niciun rău. Iar Petruț, una, două, se așeza pe mătura lui și se urca în înaltul cerului, făcându-i pe toți, dar pe toți, să pleznească de invidie. Cu timpul, oamenii și-au dat seama că mătura fiului de pădurar putea fi chiar de folos atunci când trebuia dusă o veste de la un capăt la celălalt capăt al împărăției. Și uite așa, Petruț a devenit un adevărat mesager al oamenilor, pentru că pe vremea aceea nu exista poștă sau fan curier, cine știe ce, așa, iar vrăjitoarea și-a trăit restul zilelor măturând curtea sau dând de mâncare orătăniilor din ograda lui Haralamb.
și mă pregăteam să închei, dar nu, mai este ceva. Am uitat să vă spun. Părintele nu s-a lăsat până nu a încălecat și el mătura vrăjitoarei. Da, mătura vrăjitoarei, care de atunci s-a numit, dragi copii, nici nu se putea numi altfel, mătura lui Petruț. Iar eu am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa, dragii mei, o poveste din volumul Povești din Țara Copiilor Fericiți. Până săptămâna viitoare vă îmbrățișez și, ca de obicei, vă invit să iubiți poveștile.